Un bărbat de 30 de ani din municipiul Caracal, care conducea pe ruta ocolitoare a orașului, a pierdut controlul direcției și a intrat pe sensul opus, unde a lovit frontal un cap tractor condus regulamentar. În urma coliziunii, șoferul care a produs accidentul a murit pe loc. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. A fost nevoie de intervenția pompierilor care au ajuns la fața locului cu auto specială complexă pentru intervenție și descarcerare și un echipaj smurd. La sosirea echipajelor, un bărbat în vârstă de 30 de ani din municipiul Caracal, șoferul autoturismului, a fost găsit decedat cu leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Șoferul autocamionului, în vârstă de 50 de ani, avea alcoolemia zero. El a scăpat fără nicio leziune și a refuzat să fie transportat la spital.